Salutare tuturor și bine ați revenit la Dacia 50 Vlog. În episodul de astăzi o să facem ceva diferit. Nu o să fie vorba de un eveniment dedicat autoturismului Dacia, ci pur și simplu o să avem un invitat de seamă. Nu o să vă zic foarte multe, tot ce vă spun este că este vorba despre A Lady with a Lady. Două doamne foarte drăguțe, ale căror povești o să le aflăm în momentele ce urmează. Cine ești? Hai că am câteva secunde să mă gândesc. Cred că definiția pentru mine, care îmi place cel mai mult, este că sunt fata cu florile sau fata cu Dacia. Asta așa foarte scurt, dacă e să zică cineva ceva de mine, cine e Mia Lungu. Da, sunt un om și îmi place să cred că sunt un om bun, care își dorește să facă lucruri creative, să lucreze cu florile pentru că asta iubesc să fac, să am grijă de Dacia mea pentru că asta iubesc să fac și să trăiesc cumva cât mai liber. Ok. Bun, spune-mi, te rog frumos, cum a început relația cu Dacia? Relația cu Dacia a început acum 6 sau 7 ani, deci nu foarte devreme. Și mă refer la relația cu Dacia mea, pentru că dragostea pentru Dacii a pornit de fapt de la Dacia pe care o am acum și pe care am văzut-o acum 6 ani, prima dată. A fost în familia soțului meu și am cunoscut-o când unchiul soțului meu a venit cu ea în vizită, el fiind singurul proprietar înainte de noi. A cumpărat-o de la uzinele Dacia în 76 și a iubit Dacia asta exact ca pe un membru al familiei. Cei care îl cunoșteau și persoanele apropiate, prietenii de familie și familia, știau despre obsesia lui de a o păstra foarte curată, de a avea grijă de ea, de a fi foarte meticulos. Era foarte, foarte implicat în a o ține impecabilă și uite că așa am ajuns și noi să ne bucurăm de starea bună în care se află. Acolo a început, acolo s-a legat relația cu ea, ulterior am devenit proprietarii Daciei și de acolo s-a început așa o întreagă poveste frumoasă și s-a dezvoltat pasiunea asta pentru Daciile vechi și cumva din nostalgia asta, anii copilăriei, faptul că am crescut într-un cartier în care apărea o mașină pe stradă odată la, nu știu, la o lună. Vecinii mei nu prea aveau mașini, aveam un singur vecin care avea o Dacie și care lucra în poliție. Și am amintiri așa vagi, dar destul de dragi legate de Dacii, pentru că astea erau mașinile de atunci. Eu fiind născută exact după Revoluție, am prins cumva primii ani de după Revoluție în care lumea încă se adapta democrației și încă nu apăruseră importurile astea intense de mașini în străinătate. Încă erau oamenii cu Dacii și le iubeau și aveau grijă de ele. Și da, asta pentru mine, relația cu Dacia noastră înseamnă de fapt relația cu tot brandul ăsta, dar brandul ăsta de demult, nu ce înseamnă Dacia astăzi, Dacia modernă. Îmi plac foarte mult modelele vechi. Ok. Dacă ar fi să-mi spui o amintire dragă, cea mai dragă amintire legată de Dacia ta, care ar fi? Am două, pot să spun două? Da, desigur. Prima este faptul că noi am cumpărat-o la un an după nuntă. Și de fapt nu, am cumpărat-o la câteva luni după nuntă, dar la un an după nuntă am făcut o ședință foto și am ținut foarte mult să o includem în ședința foto. Și ne-am dus aici în București, în niște zone cu case mai vechi și au ieșit niște fotografii foarte frumoase. Aia a fost prima ședință foto în care am inclus-o, ulterior am mai urmat și altele și alte proiecte. Și a doua amintire foarte dragă este când ne-am dus pentru prima dată la mare cu ea. Și eram pe autostradă și treceau mașini cu tineri și începeau să ne filmeze și să filmeze mașina. Și la plaja unde ne-am dus, care era destul de pustie, era o plajă mai... nu era neapărat amenajată, nu era într-o zonă modernă, să zicem mai hipsterească așa, și veneau oameni, îi vedeam în parcare, e mult spus, acolo lângă plajă unde am parcat mașina, se duceau și se uitau așa în ea să vadă dacă are schimbătorul la vechi, dacă are banchetele vechi,
chiar am primit ofertă de la cineva să-i o vindem și insista destul de mult și n-am vrut să o dăm, dar da, astea sunt, cred că, în top amintirile cu ea. Dacă ar fi să-mi spui câteva detalii un pic mai tehnice despre, despre mașina, mai prins. Gen anul în care a ieșit, nu știu, culoarea pe care o are, da. Dacă a fost, cum a fost, dacă a fost recondiționată, cum a fost recondiționată. Da. Aici trebuie să recunosc că de partea tehnică nu mă ocup eu, cred că nici nu s-ar aștepta cineva ca o fată să se ocupe de partea asta, dar a ieșit pe porțile uzinei în 1976, chiar atunci când am fost la mare am făcut ziua, că făcea 40 de ani. Se întâmpla acum 3 ani. Este roșu 27, asta am aflat, cred că a fost printre primele lucruri pe care le-am aflat despre ea și culoarea cred că a fost și aspectul cel mai, sau impactul cel mai mare vizual în momentul în care am văzut-o, cred că de culoare m-am îndrăgostit prima dată și apoi de design și ulterior de tot ce înseamnă ea. Mai întrebat ceva, dacă a fost recondiționată, nu a fost recondiționată, nu am umblat la ea absolut deloc, am încercat să păstrăm exact elementele cu care am primit-o. Radioul, de exemplu, este radioul predeal cu care a fost cumpărată această Dacie și nu funcționează radioul pentru mine, scuze, pe mine mă doare sufletul că nu pot să ascult muzică în Dacie, mă rog, am găsit câteva alte alternative, o boxă, wireless, așa, dar nu e același lucru, dar am hotărât să-l lăsăm așa cum este, pentru că nu vrem să modificăm elemente la ea, vrem să o lăsăm cum am preluat-o. Știu doar că a fost revopsită o aripă, pentru că a fost un mic incident în trafic acum mulți ani și unchiul lui Bogdan la vremea respectivă au revopsit. Cum se făcea pe vremuri, te duceai la un meșter, ți-o vopsea. Acum ochiometric așa se observă un pic diferența între aripa respectivă și restul mașinii. Da, nu, doar dacă te pricepi și te uiți foarte atent. În rest, nu. Știm că s-ar putea la un moment dat să trebuiască să vopsim pentru că sunt ceva probleme cu vopseaua. Ți-am povestit și ție acum ceva vreme. La vremea respectivă, vopselurile nu aveau lacuri în ele și asta înseamnă că vopseaua se mătuiește în timp, de la soare, de la condițiile meteo. Și apare o peliculă albă pe ea. Am tot cerut păreri în ultimii 2 ani, pentru că eu chiar nu-mi doresc să renunț la culoarea asta. Țin foarte mult să fie ea așa cum e, roasă un pic de vreme cu patina aia a timpului, vreau să rămână așa. Dar mi s-a spus că la un moment dat tot va trebui să o vopsim, pentru că aceste pete continuă să reapară, chiar dacă o polișăm sau o spălăm foarte bine, ele continuă să apară. Sau... La un moment dat o să trebuiască să facem și asta. Nu o să-mi convină, dar asta e. Spune-mi, te rog, dacă știi care, adică mi-ai zis de unchiul tău că da. Se ocupa foarte mult de da. Întreținerea ei, care erau ritualurile de întreținere a Daciei atunci versus acum? Așa, noi și pe partea asta încercăm să păstrăm tradiția și încercăm să fim cât mai atenți cu ea. Nena Costel, care a fost proprietarul Daciei, obișnuia să o țină acoperită în permanență dacă stătea parcată. Când plecau de acasă, în vizită sau într-o mică vacanță, pentru că a fost mașina lor 30 și ceva de ani, dar au folosit-o pe puțini kilometri, pe distanțe scurte, n-au ieșit din țară cu ea, o foloseau în weekenduri, cum era pe timpurile respective. Când plecau de acasă, dădeau prelata la o parte, o ștergea de praf, deși avusese prelata pe ea. Plecau, ajungeau la destinație, o ștergea încă o dată de praf și punea prelata oriunde se ducea. Deci nu conta că se duceau, nu știu, la o prăjitură sau la cineva în vizită sau că plecau la munte, acest ritual îl respecta tot timpul. De asemenea, nu lăsa pe nimeni să se urce murdar prin încălțări în mașină. Chiar s-a întâmplat de câteva ori să observe persoane murdare pe încălțări care trebuiau să meargă cu ei undeva și să urce mașina, le punea să își dea jos încălțările, să le spele sau să le șteargă, inclusiv pe talpă, și apoi să se urce mașină. Deci nu lăsa pe nimeni să se urce în mașină cu încălțările murdare. Mai avea ritualul ăsta de a spăla mașina personal. Nu, nici nu era foarte...
nu erau foarte multe spălătorii, nu era nici cultura asta și societatea nu se mișca într-un ritm atât de alert încât să nu ai timp să-ți speli mașina acolo. Chiar era o tradiție să ieși în fața blocului cu mai mulți, nu știu, sâmbătă sau duminica, cu mai mulți vecini și să spele fiecare cu furtunul, cu ce soluții foloseau ei din astea, tot improvizate, nu aveau soluții speciale cum e acum. Noi acum, la fel, pentru că avem și problema asta cu vopseaua, încercăm să protejăm cât mai mult, o ținem cu prelată, la fel și în trecut și acum ea stă pe timpul iernii în garaj, nu stă afară. Încercăm să protejăm de intemperii, de furtuni, de ploi și să stea undeva acoperită sau cu prelata pe ea. La fel încercăm să o spălăm noi, să nu o ducem la spălătorii, pentru că această problemă s-a accentuat de la spuma folosită la spălătorii. Noi n-am știut la început și ne-a părut rău pentru că n-am știut de la bun început, dar acea spumă activă atacă vopseaua dacilor pentru că este vopsea veche, mă rog. Și acum o spălăm noi, chiar spălat-o Bogdan mai devreme în curte cu furtunul și cu încercăm și soluții să folosim cât mai puține, să o ștergem de praf cu cârpe din acelea, din piele de căprioară și din alte materiale foarte soft așa. Și cred că cam astea sunt ritualurile și încercăm pe cât, de exemplu, am vopsit acum jantele. Și am avut o problemă să punem la loc capacele, pentru că nu mai încăpeau din cauza stratului de vopsea. Și cei de la atelier, care le-au recondiționat, nu și-au dat seama că trebuie și capacele puse. Și, mă rog, e un sistem vechi, trebuia să încapă la fix. La fel, am meșterit tatălui Bogdan, am meșterit personal în curte și am reușit cumva să le punem. Dar încercăm să apelăm la oameni care ori au avut dace, ori au fost meșteri care au lucrat în servisuri de daci și știu, pentru că e destul de dificil să o duci la un servis normal cu persoane care se ocupă numai de mașini moderne și mașini cu câțiva ani de vechime și să știe să lucreze și să o repare cum trebuie. Avem noroc că mai avem piese de la Nea Costel păstrate, mai un bec, mai o bujie, mai a păstrat el de-a lungul timpului, le-a stocat acolo și mai avem câteva, că și piesele au început să cam dispară și se găsesc din ce în ce mai greu. Știu că toți proprietarii, de fapt nu chiar toți, marea majoritate a lor au consideră dacia ca fiind un membru al familiei, da. Și atunci chestia asta vine și cu denumirea ei. Care da. E numele daciei voastre, dacă are un... Da, are un nume. Este Lady in Red și este Lady in Red de la melodia Lady in Red. Pentru că, așa cum îți spuneam mai devreme, eu m-am îndrăgostit prima dată de culoare și nu știu de ce mintea mea a început să ruleze melodia aia foarte frumoasă și o asociez cu, ca și cum ar fi o femeie foarte frumoasă, o doamnă foarte elegantă care trece pe stradă și atrage privire, exact așa o percep eu. O percep ca pe o persoană elegantă și într-o rochie roșie frumoasă. Și de asta Lady in Red. Mă gândeam. Vorbind cu foarte mulți dintre pasionații de Dacia și proprietarii, foarte mulți au amintiri legate de un miros ce ține de Dacia. Da. Spune-mi, te rog frumos, pentru tine care e mirosul ăla care te transportă imediat cu gândul la... Păi, cred că majoritatea o să spună sau ți-au spus deja același lucru. În Dacie există un miros care nu dispare sau, mă rog, dacă este o dacie care e menținută curată și așa și nu transport cu ea legume sau mai știu eu ce, își menține mirosul ăla din momentul în care a fost cumpărată și este un miros pe care cred că toți îl identificăm, că îl știm din copilărie, de la cunoscuți, de la prieteni, de la cine avea dacii și ne-am urcat la un moment dat într-o dacie. Este un miros specific, cred că de la banchete sau bordul, da, exact. E un miros și toți prietenii noștri care se urcă în mașină spun: mamă, de ce e mirosul ăla de Dacia, miroase a Dacia? Și mașinile astea mai noi au un miros al lor când le cumperi. Cred că fiecare are un miros specific, dar se pierde destul de repede. La Dacia nu. Cred că exact materialele dinăuntru cu care a fost făcută au păstrează tenta aia, da. E greu de explicat, dar toată lumea îl recunoaște. Spune-mi, te rog, cât de costisitor este să ai grijă de Lady in Red? E destul de costisitor. Nu prea îmi place să dau cifre. Cei care sunt proprietari de daci știu că există niște prețuri destul de mari la
orice, nu neapărat finisaj, dar uite cum spuneam de jantele și capacele de la jante, de la roți, sau ni s-a întâmplat să ni se fure un ștergător, noi încercăm la fel, când plecăm cu ea undeva să o lăsăm într-o zonă în care putem să o supraveghem ori noi, să o vedem, ori o zonă supravegheată video, pentru că se fură ștergătoarele, se poate fura oglinda și găsești după aia destul de greu ceva să arate și bine și să se potrivească. Și este costisitor pentru că dacă vrei să ai grijă de ea și să, să o tratezi cu respectul ăsta al istoriei pe care îl poartă, trebuie practic să investești în fiecare lună în câte ceva. Ori că îți cumperi niște cârpe cu care să o ștergi și să fie de calitate bună, ori că, nu știu, noi, de exemplu, am avut sigla aia de la Daci ciobită un pic și a trebuit refăcută cumva, ori că ți se fură un ștergător sau nu mai merge sau nu mai funcționează, ori că trebuie să o revopsești. Sunt niște costuri pe lângă asigurare și tot ce ține de faptul că e o mașină veche și impozite și așa. Sunt într-un an, cred că, nu știu să calculez acum că nu am calculat, dar niște sute de euro și asta în condițiile în care 6 luni din an stă în garaj. Noi nu ne recuperăm banii, chiar dacă noi am mai închiriat-o pentru ședințe foto și pentru miri și mirese că practic eu intru în legătură cu mulți miri prin prisma atelierului de flori. Dar ne-am dorit exact de asta să o promovăm un pic și să o închiriem ca să ne acoperim din costuri. Nu avem pretenția să le acoperim pe toate, dar măcar să ne permitem să o menținem la statutul ăsta de mașină frumoasă, pe care o iubește toată lumea, care nu vrem să se degradeze în timp nici tehnic, adică să aibă probleme de motor, să i-am înlocuit toba, de exemplu, cu o tobă spartă la Dacia, știi ce zgomot face, poți să ții amenzi pe tema asta. Ne-a lăsat la un moment dat pe maghierul în mijlocul bulevardului și Bogdan s-a dat jos și a ridicat capota și a început să meșterească acolo, să nu știu ce să facă, să lipească, să scoată un fir, să-l bage la loc, cum e la Dacia. Dar da, toate chițibușelile astea costă, mai ales dacă vrei să iei piese originale și să nu umbli cu tot felul de chestii contrafăcute. Bun, spune-mi, te rog, care ar fi suma pentru care ai fi dispusă să renunți la Lady, dacă există una? Asta e un răspuns foarte simplu, n-aș fi dispusă să renunț pentru nicio sumă. Se vehiculează acum și sume de, chiar am văzut recent, săptămâna asta, un anunț cu Dacia 16.000 de euro. Nu, până acum, cred că cel mai mult ni s-a oferit 5.000 de euro. Nici nu am stat la discuții, chiar în fața porții. A venit cineva, dar a insistat foarte mult. Și nu, îi spuneam, nu ne dorim să o dăm. Haideți că poate vă gândiți că, uite, vă las cartea de vizită, că poate mă dați un telefon, nu acum, poate după un timp. Nu ne lăsați că nu avem de gând să o dăm, chiar este parte din familie. Și având și istoria asta în familia lui Bogdan, familia soțului meu, și fiind și atașați, eu cel puțin sunt la fel de atașată ca el, care are amintiri și de când era mai mic cu Dacia asta, sunt la fel de atașată deși o am de câțiva ani. Nu, n-aș vinde-o pe nicio sumă. Și sper să ne permitem să o ținem în starea funcțională și să meargă atât de bine cum merge acum, nu știu, mult timp, încă 40 de ani dacă se poate. Doamne ajută. Da, mulțumesc. Mi-a venit o idee acum, că tot spuneai de faptul că nu-ți merge radio-ul de la Dacia. Cred că ar fi o ocazie bună să vorbești cu oamenii din comunitate și să-i întreb dacă există cineva care ar putea să te ajute să-l repare. Să știi că am apelat, tu știi că există grupuri de Dacioți și poți să te consulți cu ei, să te ajute. La mine e un pic mai ciudat când apare o fată și postează ceva și întreabă: hei băieți, mă ajutați și pe mine, toată lumea sare, știi, să mă ajute, mai ales că sunt fată și pentru ei e ceva atipic să fie o proprietară de Dacie printre ei. Da, sugestia lor a fost, adică mi-au spus majoritatea că nu se poate repara, l-am dus și la un meșter care lucrease în trecut cu Dacia și ne-a spus același lucru și sugestia a fost
să-l înlocuim, ori cu tot cu un radio predal dacă am găsit același model, ori cu un alt tip de radio, pentru că aceste Dacia au avut în timp, s-a schimbat cumva marca folosită, deși modelul de Dacia era același. Dar, cum am spus, noi nu ne dorim. Când am aflat că nu-l putem repara pe acesta, nu vrem să-l înlocuim cu altul, chiar dacă ar fi tot predeal. Vrem să-l păstrăm așa. Și am găsit o soluție până la urmă, să îmi iau o boxă din asta portabilă și mai îmi pun eu de pe telefon muzică, că eu sunt foarte cu muzica în mașină și trebuie să am acolo ceva să îmi cânte. Nu se aude foarte tare, dar e bine, e ok, cât se aud și motorul de la mașină. Păi eu o să-ți mulțumesc frumos pentru timpul pe care mi-ai acordat și pentru că ai împărtășit povestea ta cu noi.